Biserica Ortodoxă sărbătorește pe 25 martie paznicul Bunei Vestiri. În calendarul nostru popular, Buna Vestire este cunoscută sub denumirea de Ziua Cucului. Cucul ocupă un loc central în cadrul sărbătorii, fiind pasărea care anunță sosirea primăverii. Tradiția spune că primul său cântec, care are loc de obicei la Buna Vestire, trebuie să fie așteptat de toți oamenii în haine curate, vesel, cu stomacul plin și cu bani de buzunar. Dacă primul cântec al cucului este auzit cumva pe stomacul gol, în partea stângă sau în spatele omului este semn de rău augur. Sărbătoarea Bunei Vestiri este un început. De fapt, cu această sărbătoare începe istoria mântuirii neamului omenesc. În cadrul acestei sărbători, Arhanghelul Gavril este trimis la o fecioară care locuia în Nazaret, al cărui nume era Maria. Îngerul a intrat la fecioara Maria și i s-a închinat. Așa spune Sfânta Scriptură, și cugeta în sine fecioara ce fel de închinăciune poate să fie aceasta. Iar îngerul îi răspunde și îi zice: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, pentru că vei naște pe cel care va avea să fie mântuitorul lumii. Observați, partea aceasta din Sfânta Scriptură noi o avem cuprinsă în rugăciunea născătoare de Dumnezeu Fecioară. Și sunt cuvintele acestui înger, îngerul Bunei Vestiri, care se numește Arhanghelul Gavril. În opoziție cu Arhanghelul Gavril este Arhanghelul Mihael, cel care îi scoate pe protopărinții noștri Adam și Eva de sub pomul vieții, cel din mijlocul raiului, pentru ca să nu mănânce din pomul vieții și să devină veșnici. Acum alt arhanghel, mai mare peste înger, că aceasta înseamnă arhanghel, este trimis de către Dumnezeu pentru ca să îi recheme pe oameni sub pomul sfânt al vieții, care este crucea Mântuitorului, pentru că în momentul în care Fecioara reușește să aducă pe lume pe Mântuitorul, se întâmplă un lucru interesant. Se duc cu Mântuitorul la templu, am văzut aceasta în data de 2 februarie și cineva îi spune, prorocița Ana și dreptul Simeon din Sfânta Scriptură, că prin sufletul tău va trece sabie ca să se dea pe față gândul la multe inimi. Prin urmare, ea avea să nască pe cineva și sabia crucii, pentru că o cruce este sabia, crucea este gladiformă, are formă de cruce sabia, crucea aceasta va trece prin sufletul ei ca să se dea pe față gândurile noastre, adică să avem șansa de mărturisire a tuturor intimităților noastre celui care este mai presus decât cerurile și cel care pentru noi și pentru mântuirea noastră s-a făcut om, pentru ca să ne recupereze din căderea cea din tâi și să ne aducă starea de mântuire. Tradiția mai spune că de Buna Vestire oamenii nu au voie să se certe pentru că vor avea necazuri tot anul. Pentru că este dezlecare la pește, se spune că acela care gustă peștele de Buna Vestire se va simți tot anul ca peștele în apă.